Bine ați revenit, dragi prieteni! Astăzi aș vrea să ne oprim în dreptul unui subiect puțin mai delicat. Dintre toate problemele de ordin moral, cele mai complicate sunt acelea care implică viața și moartea. Însă, dintre toate problemele ce țin de viață și de moarte, cea care afectează cel mai mult viața este problema avortului. Între 350 și 400 de femei recurg la avort în fiecare zi în România, dintr-un total de aproximativ 5 milioane de femei fertile. România ocupă locul 4 în Uniunea Europeană și locul 6 la nivel mondial, cu un număr de aproximativ 100.000, 128.000 de avorturi pe an. În ultimii 20 de ani, populația școlară a României a scăzut cu un sfert. În 1995, 4.7 milioane de elevi și studenți erau înmatriculați în școlile și universitățile României. Anul trecut, rămânând doar 3.6 milioane. În America au avut loc 193.491 de avorturi în anul 1970, 1.429.247 în 90. 1990 și 664.435 în anul 2013. În fiecare an, aproximativ 56.3 milioane de copii mor din cauza avortului în întreaga lume. Asta însemnând că viața unui copil este întreruptă la fiecare 1.8 secunde. Dragii mei, puteți să realizați? 1.8 secunde. Avortul poate fi spontan, complet sau incomplet, poate fi terapeutic sau la cerere. Care sunt motivele cele mai des invocate pentru acceptarea avortului? O viață mai bună, mai liniștită pentru mamă? Sau tatăl copilului nu-și dorește copilul? Sau o părăsește pe mama? Femeia depinde financiar de tatăl copilului care îi cere să facă avort sau trăiește într-o relație violentă din care nu se poate desprinde. Sau femeia este necăsătorită și se teme de disprețul cunoscuților. Nu este acum momentul să mai am un copil, poate să spună mama. Sunt prea tânără sau altcineva să spună sunt prea bătrână sau mai am deja copii. Sau dacă o să mai fie nevoie, pot face oricând copii. Imposibilitate materială de a întreține un copil? Avortul este rău, dar necesar pentru binele nostru, al meu și al familiei mele. Toate femeile trec prin asta, mai devreme sau mai târziu. Contracepție nereușită. Mai mult de jumătate dintre femeile care au făcut avort foloseau o metodă contraceptivă în perioada în care au rămas însărcinate. Întreruperea unei sarcini nedorite. Prevenirea nașterii unui copil malformat sau cu boli grave, aceste probleme fetale sunt de multe ori diagnosticate doar în al doilea trimestru de sarcină și în cadrul unor investigații de rutină. Sarcina în urma unui viol sau a unui incest, afecțiune fizică sau psihică care pune în pericol viața gravidei, în cazul în care sarcina se menține. Care este istoria avortului? Respectul pentru viața a fost dintotdeauna principiul de bază al moralei universale care a stat la temelia umanității. Creștinismul de altfel nu este singura religie care apără viața umană încă din momentul conceperii. Spre exemplu, codul lui Hammurabi, publicat în 1728 înainte de Hristos, hitiții pedepseau avortul cu amendă, iar în unele cazuri chiar cu moartea. Aceleași pedepse severe existau la asirieni, la babilonieni și la multe alte popoare. Sângerosul rege asirian, țiglat Pileser, pedepsea pe femeile care își declanșau singur avortul. Medicul grec Hipocrate s-a opus avortului prin jurământ spunând Nici nu voi da vreun medicament mortal cuiva dacă mi se va cere, nici nu voi pomeni efectul lui, tot așa nu voi da unei femei vreun remediu care să o determine să avorteze. Uh, Seneca, ai cărui compatriot stoici îngăduiau avortul, a lăudat-o pe mama sa pentru că nu l-a avortat. Sfântul Clemen din Alexandria, Sfântul Ciprian, Tertulian considerau că avortul nu este doar asasinarea unei ființe umane nevinovate, ci în același timp este distrugerea lucrării lui Dumnezeu. Toți ființii părinții ai bisericii, atât cei din răsărit cât și cei din apus, spre exemplu Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Epifanie, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ambrozie, Sfântul Ieronim, Sfântul Augustin, și alții așează avortul printre păcatele cele mai grave, alături de lepădarea de credință și adulter. Uh, Thomas Aquinas, John Calvin au considerat avortul ca fiind imoral. La indien, textele literale Veda consideră că avortul este un păcat pentru care nu există iertare. În budism, codul lui Maniu și Zenda consideră uciderea copiilor în sânul matern păcată la fel de grav ca și uciderea părinților. O inscripție la templul grec de la Men Tiranos avertiza că nimeni dacă a făcut avort nu poate intra în timp de 40 de zile în templu. Va intra după ce va fi purificat în apele templului. URSS sub conducerea lui Lenin și apoi Germania sub conducerea lui Hitler au fost primele țări din lume care au legalizat avortul. Legea engleză a stabilit o pedeapsă pentru avort așa cum a făcut-o și legea americană înainte de anul 1973 când avortul a fost legiferat prin decizia Cortului Suprem. Avortul efectiv a fost legalizat în America în 1973 în urma faimosului celebrului proces Roe contra Wade care uh, a apărat-o pentru dreptul la viața privată. Uh, învățătura creștină din totdeauna cu privire la avort a fost reafirmată în noul catehism al Bisericii Catolice astfel. Viața umană trebuie respectată și apărată în mod absolut încă din momentul conceperii. Încă din primul moment al existenței sale, ființei omenești trebuie să îi se recunoască drepturile persoanei, printre care dreptul inviolabil al oricărei ființe nevinovate la viață. Dumnezeu, stăpânul vieții, le-a încredințat oamenilor misiunea nobilă de a ocroti viața, misiunea care trebuie îndeplinită într-un mod vrednic de om. Așadar, încă de la zămisilirea ei, viața trebuie protejată cu cea mai mare grijă. Avortul, ca și infanticidul, sunt crime odioase. Biserica, respectând porunca a cincea a decalogului să nu ucizi, afirmă de 2000 de ani gravitatea morală a avortului provocat. Didahea, adică învățătura celor 12 apostoli, scrie. Să nu ucizi copilul prin avort și să nu dai pieirii pe noul născut. Scrisoarea lui Pseudo Barnaba, din aceeași perioadă, prezintă avortul ca fiind păcatul împotriva lui Dumnezeu. Sinodul din Elvira, din Spania, din anul 300, hotărăște ca femeia care săvârșește avort să nu fie dezlegată de acest păcat nici la moarte. Văzătura bisericii cu privire la avort nu s-a schimbat în decursul istoriei și nu se va schimba atâta timp cât porunca lui Dumnezeu să nu ucizi, rămâne scrisă în Biblie. Dumnezeu iartă păcatele oamenilor care se căiesc și părăsesc păcatul, însă nu aprobă și nu autorizează păcatul. Pentru un singur păcat, Adam a fost scos din Eden, Acan a fost ucis împreună cu familia lui, David a plâns restul vieții, Anania și Safira au murit și exemplele pot continua. Într-una dintre scrierile sale, Papa Ioan Paul al II-lea identifică conceptul de cultura morții, vorbind despre atitudinea contradictorie dintre susținerea dreptului omului și legalizarea avortului. Biserica nu are putere de a hotărâ ce este bine și ce este rău. Acest drept îi aparține doar Creatorului, care a creat viața. Biserica nu-i poate împiedica pe oameni să încalce legile lui Dumnezeu, nici în legătură cu avortul și nici în legătură cu un alt păcat, însă are datoria să denunțe și să condamne încălcarea lor. Este adevărat că avortul s-a practicat la foarte multe popoare, cum au fost grecii și romanii, dar numai în momentele de decădere morală a acestor societăți și fără să dispară conștiința și convingerea unanimă că avortul, chiar dacă este practicat, este un delict, este un act imoral. În trecut, avortul chiar atunci când era practicat, cel puțin nu era justificat, nu era legalizat, nu era considerat un drept uman. Avortul este expresia cea mai evidentă a prăbușirii morale a unui popor, întrucât este un act de agresiune, îndreptat împotriva propriilor copii, îndreptat împotriva propriilor urmași. Aș vrea să prezint o statistică a motivelor care au provocat avortul de-a lungul timpului. Mai întâi, o statistică din Statele Unite. Avorturi în situații de viol sunt 0,3%. De foarte multe ori. În discuțiile contradictorii despre avort se invocă întotdeauna acest motiv. Dar ce facem cu femeile care sunt violate și cu copilul acela pe care nu-l doresc? Ei bine, avorturile în situații de viol uh, sunt în procent de 0,3%. În situații de incest, 0,03%. Avorturile pentru a proteja viața mamei, 0,1%. Avorturile pentru a proteja sănătatea mamei, 0,8%. Avorturile pentru a proteja sănătatea sau viața copilului, 0,5%. Stimați prieteni, încercați să mă auziți acum. În total, sunt 1,73%. Toate acestea la un loc, 1,73%. Asta înseamnă că avorturile la cerere sunt 98,27%. 64 dintre femeile, 64% dintre femeile care fac avort se simt presate, într-un fel sau altul, să facă asta. Rata sinuciderilor în rândul femeilor care au făcut avort este de 6 ori mai mare. Între 65 și 85% dintre femeile care fac avort ar fi născut copilul dacă aveau sprijinul soțului, al unui bărbat. Și acum, statistici din România. Prin regatul 770 per 1 din octombrie 66 s-a restricționat avortul din motive de scăderea forței de muncă, nu pentru că regimul comunist ar fi fost pro-viață. În anul 1965, anul de dinainte a restricționării, au fost 1.115.000 de copii avortați și 278.362 de copii născuți vii. Asta înseamnă că în acel an, 1965. În România a avut cea mai mare rată a avorturilor înregistrată frodate pe plan mondial, respectiv din 1000 de femei însărcinate, 252 au făcut avort, asta înseamnă 1 pe 4. După restricționarea avortului care a avut loc în anul 1966 în următorii 22 de ani, respectiv 1967-1989, s-au făcut. 7.298.402 avorturi legale înregistrate în spitalele de stat. În perioada comunistă, medicii ginecologi nu aveau dreptul să refuze să facă avort pe motiv de libertate de conștiință, fapt pentru care mulți dintre ei au fost nevoiți să emigreze. Numărul avorturilor înregistrate în spitalele de stat din România în perioada 1958 și iunie 2016 este de 22 de milioane, 743.390, în timp ce populația României în anul 2016 a fost de 19.760.000 de persoane. Dintre primele 25 de țări în clasamentul avorturilor, 23 de țări sunt țări foste comuniste. Când începe viața umană? La concepție sau la naștere? De ce este importantă această întrebare? Este importantă pentru că, în funcție de răspunsul dat acestei întrebări, avortul este crimă sau nu? Manualele medicale și lucrările științifice de referință sunt constant de acord că viața umană începe la concepție. Între oamenii de știință există consens că viața umană începe la concepție, adică la momentul în care ovulul este fecundat de spermatozoid, aducând în existență zigotul, care este un individ de fapt distinct din punct de vedere genetic. În manualul doctorului Bradley Pitman, concepția se definește ca penetrarea ovulului de către un spermatozoid și amestecul rezultat al materialului nuclear pe care fiecare îl aduce în această unire ceea ce constituie punctul culminant al procesului de fertilizare și începe uh, viața unui nou individ. Doctorul Kate Moore spune că celula rezultată din fertilizarea unui avocid de către un spermatozoid este începutul unei ființe umane. Fiecare dintre noi a început viața ca o celulă, numită zigot. Alți doi doctori care au scris lucrări de referință scrimul lucrările lor, faptul că zigotul astfel format reprezintă începutul unei noi vieți. În manualul medical de biologie de gestație, Louis Frindlehauer face referire la fertilizare ca la momentul care marchează începutul vieții pentru un nou individ unic. Unii dintre cei mai proeminenți oameni de știință și medici au declarat unui comitet al Senatului Statelor Unite că viața umană începe din momentul concepției. Un subcomitet judiciar al Senatului Statelor Unite a invitat experți să depună mărturie cu privire la întrebarea când începe viața. Toate citatele de la următorii experți vin direct de la înregistrarea oficială de la guvern a mărturiei lor. Spre exemplu, doctorul Alfred Bongiani, profesor de pediatrie și obstetrică la Universitatea din Pennsylvania, a declarat Pe parcursul educației medicale am învățat că viața umană începe din momentul concepției. Eu susțin că există viață umană încă de la prima celulă, de la concepție până la maturitate, și că orice întrerupere pe parcursul acestei durate de timp constituie o terminare a vieții umane. Eu nu pot afirma că în stadiile timpurii ale dezvoltării fătului în uter, nenăscutul este o ființă incompletă, cum nu aș putea afirma că un copil nu este om dacă nu a atins vârsta pubertății. Fiecare etapă reprezintă existența umană în sine. Profesorul Dr. Jerome Lejeune, profesor de genetică la Universitatea din Descartes, Paris, a fost cel care a descoperit modelul, modelul cromozomian al sindromului Down. El a mărturisit uh, sub comitetului judiciar după ce o fertilizare a avut loc, a apărut o nouă viață umană. Este incorect să spunem că datele biologice nu pot fi decisive este corect științific să spune că o viață umană, individuală, începe la concepție. Legile noastre, printre alărcor o funcție este de a contribui la păstrarea vieții oamenilor, ar trebui să se bazeze pe date științifice corecte. Dr. Watson Bowes, de la Universitatea din Colorado, a spus că originea unei vieți umane este, din punct de vedere biologic, o problemă simplă și directă, începutul ei fiind concepția acest fapt biologic direct și simplu, nu ar trebui să fie distorsionat pentru a servi scopurilor sociologice, politice sau economice. În contextul acestor audiere ale Senatului, reprezentanții comunității pro-avort, deși au fost invitați să aducă experți care să depună mărturie cu privire la momentul în care cepe viața, nu au adus decât un singur martor care a spus următoarele cuvinte – nimeni nu poate spune când începe viața. Doctorul Bernard Nathanson, obstetrician și ginecolog recunoscut internațional, a fost cofondator a ceea ce este acum Liga Națională de Acțiune pentru Drepturile la Avort. El a deținut și a lucrat în cea mai mare clinică de avort din emisfera vestică, fiind implicat direct în mai mult de 60.000 de avorturi. 60.000 de avorturi. Studiul lui cu privire la evoluțiile din știința fetodologiei și utilizarea de ultrasunete pentru a observa copilul născut în uter l-au adus la concluzia că a făcut o greșeală oribilă. Demisionând din poziția sa activă, a scris în New England Journal of Medicine că a fost profund tulburat de certitudinea tot mai mare că a prezidat de fapt peste 60.000 de decese. Chiar dacă a fost liderul de bază al mișcării pentru dreptul la avort, el a declarat mai târziu în filmul său Strigătul mut, pe care vi-l recomand insistent, că tehnologiile moderne l-au convins că dincolo de orice îndoială, copilul nenăscut este pur și simplu o altă ființă umană, un alt membru al comunității umane, diferit de oricare dintre noi în absolut toate privințele. Concluziile sale nu erau religioase, nu erau ci erau bazate în mod clar pe fapte biologice. Putem cita foarte multe lucrări de referință în legătură cu punctul acesta de vedere. De asemenea, el spune în continuare, poziția mea este științifică, pragmatică și umanitară. Primul simpozion internațional cu privire la avort a ajuns la următoarea concluzie. Schimbările care au loc între implantare, un embrion de 6 săptămâni, un fetus de 6 luni, un copil de o săptămână sau un adult matur, sunt doar etape de dezvoltare și maturizare. Nu am putut afla niciun moment între unirea spermei cu ovulul sau între stadiul de dezvoltare al embrionului și nașterea copilului: când nu există viață. Uh, raportul oficial al Senatului uh, a rezumat problema în acest fel. Medicii, biologii și alți oameni de știință sunt de acord că procreerea marchează începutul vieții unei noi ființe umane. O ființă care este în viață și este un membru al speciei umane. Există un acord covârșitor asupra acestui punct în enumerate scrieri medicale, biologice și științifice. Să presupunem prin absurd că nu am, nu am avea dovezi care să confirme cu certitudine că viața începe în momentul concepției. Dacă ar exista această incertitudine, tocmai ea ne-ar obliga să nu uh, ucidem copilul, ca nu cumva el să fie viață de la momentul concepției. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Să folosim următorul scenariu. Conducem mașina pe timp de noapte, și la circa 150 de metri pe șosea se vede o siluetă întunecată. Însă nu suntem siguri dacă este un om sau doar umbra unui copac. Cu siguranță vom frâna. Pentru că există riscul să fie un om. Dacă oprim și constatăm că a fost doar umbra unui copac, ne continuăm drumul liniștiți. Dar dacă a fost un om și nu am frânat, ce mai facem? Dacă exponenții pro-avort ar fi sinceri când spun că nu se știe când apare viața, ar proteja-o pentru că există riscul ca viața să fie deja. Haideți să vorbim puțin despre diversitatea punctelor de vedere în legătură cu avortul. Există trei poziții de bază în ce privește avortul, toate concentrându-se în jurul problemei statutului uman al copilului nenăscut. Respectiv, este în întregime uman, este doar potențial uman sau este subuman? Cei care susțin că nenăscuții sunt în întregime oameni sunt împotriva avortului, evident. Cei care susțin că nenăscutul este un potențial om sunt de părere că avortul în anumite circumstanțe trebuie făcut. Cei care cred că nenăscuții sunt subumani, sunt doar un țesut, o bucățică de carne, practică avortul la cerere. Cei care susțin avortul la cerere își justifică punctul de vedere cu următoarele argumente. Fătul este doar o parte a corpului femei însărcinate, ca și amigdalele sau apendicele ei. Adevărul este că fiecare celulă din amigdalele mamei, apendice, inimă, plămâni, are același cod genetic. Însă copilul nenăscut pe care îl poartă în pântece are un cod genetic diferit de cel al mamei lui. Adesea și tipul lui de sânge este diferit. Și în aproximativ jumătate dintre situații chiar și genul este diferit. Copilul oaspete este doar un chiriaș, un rezident, dacă îmi permiteți, un rezident temporar al mamei gazdă. John Jefferson Davis a afirmat, odată ce fertilizarea are loc, zigotul are propria sa entitate și este genetic distinct de mamă și tată. Individul nou conceput are toate informațiile necesare pentru o dezvoltare autodirijată și va începe să crească în mod natural, odată cu timpul și cu hrănirea. Este pur și simplu neadevărat că fătul este doar o parte din corpul mamei. În afară de a fi distinct genetic din momentul concepției, Copilul nenăscut are sistem circulator, nervos și endocrin separat. Există două cazuri care dovedesc că mama și copilul sunt două persoane distincte. Copilul poate muri în timp ce mama trăiește, și mama poate muri în timp ce copilul trăiește. Dacă copilul ar fi o prelungire a corpului mamei, atunci copilul ar muri automat în situația în care o femeie însărcinată moare. Un profesor din Noua Zeelandă este fiind cunoscut ca părintele fetologiei și printre numeroasele sale realizări în premieră, a fost și prima transfuzie de sânge intrauterină. El a declarat următoarele. Fiziologic, trebuie să acceptăm că procedura este responsabilă de sarcină într-o măsură foarte mare. Din punct de vedere biologic, nu putem în niciun moment să subscriem ideii că fătul este o simplă anexă a mamei. Embrionul este cel care opește menstruația mamei sale și pregătește pântecele ei pentru sarcină, iar pentru dezvoltarea unei placente și a unei capsule lichide se autoprotejează. El reglementează propriul volum al lichidului amniotic și cu toate că femeile vorbesc despre rupea, a, ruperea apei sau a membranelor lor, aceste structuri aparțin fătului. În cele din urmă, fătul este cel care decide când trebuie inițiat travaliul, nu mama. Un specialist în fetologie spune că creierul nenăscutului, a copilului nenăscut, trimite un mesaj la propria sa glandă pituitară, care la rândul său stimulează cortexul suprarenal pentru a secreta un hormon care stimulează contracțiile uh, mamei în perspectiva nașterii. O femeie intră în travaliu nu pentru că trupul ei este gata să aducă pe lume copilul nenăscut, ci pentru că fătul este gata să părăsească corpul ei. A existat într-un întreg nu înseamnă a fi o parte din acest întreg. O mașină nu este parte a unui garaj doar pentru că este parcată acolo. Spre exemplu, Louis Brown, primul copil conceput în Eprubetă, a fost conceput atunci când spermatozoidul și ovulul s-au unit într-un vas Petri. Asta nu înseamnă că Louis a devenit o extensie a acestui vas. Ființele umane nu ar trebui să fie discriminate din cauza domiciliului lor. O ființă umană este o persoană indiferent dacă trăiește într-o casă de lux sau pe stradă. Să ne imaginăm că două femei rămân gravide în aceeași zi: Maria și Ioana. La șase luni de sarcină, Maria naște prematur, dar copilul este sănătos. Peste o săptămână, ambele femei hotără să nu-și mai dorească copiii. Ioana, care este însărcinată, face avort și nimeni nu o condamnă. Copilul Mariei are deja o săptămână de viață, și ea trebuie să facă închisoare pentru copilul de o săptămână pe care l-a ucis. Acum vreau să vă întreb: copiii au aceeași vârstă? Unul este deja născut pentru că s-a născut mai devreme, prematur, altul este în pântecele mamei lui. De ce cel care este în pântecele mamei lui poate fi scos afară pentru că încă nu-i copil, nu-i viață, nu-i om? Iar cel care s-a născut prematur îl considerăm om, iar dacă cineva l-ar ucide, ar trebui să facă închisoare. Stimați prieteni, știu că problema aceasta este una extrem de discutabilă. Știu că sunt opinii pro și contra. Știu că subiectul acesta este neconvențional și foarte probabil că supără pe cineva în calitate de preot al lui Dumnezeu, de om al Bibliei, de slujitor al bisericii, spun cuvintele acestea nu ca să condamn mamele care în circumstanțele neînțelese de noi ale vieții lor au procedat la avort. Spun lucrul acesta nu ca să fiu împotriva celor care sunt pro-choice. Spun lucrurile acestea pentru că Dumnezeu le-a scris în Biblie și pentru că noi suntem făcuți de Dumnezeu și trebuie să ne raportăm la Creatorul nostru cu respect și cu ascultare, fiindcă viața noastră este trecătoare și ajungem la sfârșitul vieții în care vom fi puși în situația să dăm socoteală de modul în care am trăit, de valorile pe care le-am folosit și le-am împărtășit altora. Considerând lucrurile acestea, am spus informațiile acestea pentru oameni care să nu trăiască în ignoranță, ci din potrivă să cunoască adevărul și apoi să se gândească ce este mai bine pentru ei și pentru copiii pe care femeile însărcinate la momentul acela îi va purta în pântece. Aș vrea să ne oprim în încheierea acestei prezentări și conștienți de faptul că stăm în fața lui Dumnezeu să ne gândim care este poziția noastră, ce argumente avem pentru poziția noastră, ce va spune Dumnezeu în legătură cu punctul de vedere pe care îl aveam. Indiferent ce credem despre Dumnezeu, indiferent de ce credem despre problema avortului, fiecare dintre noi avem încă timp să ne gândim care este punctul nostru de vedere cu această problemă. Haideți să ne aplecăm capetele și să ne rugăm împreună. Tată, îți mulțumim pentru că în ziua aceasta am îndrăznit să ne gândim la subiectul acesta supărător pentru mulți oameni. Am făcut lucrul acesta nu pentru ca să ne afirmăm curajul, și nici doar din dorința nepotrivită de a fi în dezacord cu o anumită categorie de oameni. Ce am făcut lucrul acesta ca să manifestăm ascultare față de tine și de voia ta pe care prezentându-ne în Biblie, noi am citit și am fost informați despre faptul că viața este dată de tine și nimeni nu are voie ca să o întrerupă. Stăm înaintea ta și ne rugăm pentru toate femeile care sunt în viață și care vor mai fi. Peste toate feme pentru toate femeile care, la un moment dat, fiind însărcinate, probabil că vor fi spitite să se gândească și la posibilitatea unui avort. Ne rugăm ca să le luminezi mintea. Ne rugăm, Doamne, să le binecuvintesc cu înțelepciune, cu respect față de viață și cu teamă față de tine, Dumnezeul nostru Creator. În numele Mântuitorului, Tată, te rugăm frumos să deschizi inima tuturor oamenilor, să fie sensibil la Evanghelia pe care tu ne-ai trimis-o, Evanghelia în care tu ai descris voia ta cu privire la noi și cu privire la tine. Cerem din partea ta, Doamne, putere ca să respectăm voia ta, să te cinstim prin ascultarea noastră și să ne pregătim sufletul pentru eternitatea care stă să înceapă. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne dai șansa de a ne schimba convingerile și de a ne schimba stilul de viață, paradigma de gândire, devenind în felul acesta niște oameni care nu spunem doar Doamne, Doamne, ci din potrivă, te urmăm pe tine și facem voia ta, indiferent de ce am crezut până la momentul acesta. Îți mulțumim că ne dai șansa să cunoaștem voia ta și să acceptăm voia ta, chiar dacă până acum noi nu am cunoscut-o sau am trăit împotriva ei. Îți mulțumim că ne iubești, Tată, de aceea ne închinăm ție și în numele Mântuitorului Iisus Hristos te binecuvântăm pe tine. Amin. Stimați prieteni, apreciez răbdarea dumneavoastră, vă binecuvintez la încheiere. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și să aveți parte de zile frumoase.